Salutare tuturor! Am în spatele meu Ford Tourneo Courier, un nou model produs la Craiova. Aceasta este varianta de pasageri, dar există desigur și variantă de marfă, adică Transit Courier. În acest clip mi-am propus să vă arăt mașina la exterior, la interior și desigur să vă ofer câteva impresii despre cum se conduce și cât de practică e mașina asta. Așa arată cheia de la Tourneo Courier, o cheie clasică de Ford, da? Și fața și spatele, cu buton de încuiat, descuiat, iar atunci când mașina este încuiată, de la acest buton poți să descui doar portbagajul. Nu se ridică haionul pentru că nu are acționare electrică, dar el se descuie și poate fi deschis în timp ce restul mașinii rămâne încuiată. În partea frontală puteți să observați acest design mai degrabă specific de SUV. Deci e o mașină cu trăsături care te trimit mai degrabă cu gândul la Explorer decât la alte modele Ford. Un design destul de îndrăzneț așa. Farurile au tehnologie de iluminare cu halogen, atât pentru faza scurtă cât și pentru faza lungă, însă luminile de zi sunt cu tehnologie LED. Mașina beneficiază și de proiectoare, la fel cu halogen. Vizibil pe acest model, noul logo Ford cu grafică albă pe fundal albastru și dacă puneți mâna pe sigla asta, o să vedeți că atât conturul ăsta cu alb, cât și înscrisul Ford sunt ușor în relief, jumătate de milimetru așa, se simt la mână că sunt în relief. Hai să vedem cum se prezintă portbagajul și ce se ascunde în spatele trapei de alimentare. Se observă aici inscripția Easy Fuel, deci este acea tehnologie Ford care îți permite să alimentezi ușor și să nu greșești, să nu alimentezi greșit, nu încape efectiv pompa de diesel aici și se poate observa în partea asta zona cauciucată, la mașinile diesel e decupată și pe aici poți să alimentezi cu AdBlue. Hai să vedem și portbagajul. Butonul de deschidere este chiar aici, lângă camera de luat vederi pentru marș arier. Și cam așa se prezintă portbagajul. Un portbagaj spațios în configurația aceasta cu 5 locuri. Deci ca mașină de familie, pentru cine preferă stilul ăsta așa mai monovolum, e o mașină spațioasă. Văd că s-au gândit să pună și niște cârlige pentru ancorarea cumpărăturilor aici, un mic spațiu de depozitare care e destul de adânc pe partea asta și de asemenea un spațiu de depozitare, un fel de sertar așa, care la fel poate fi foarte practic într-o astfel de mașină. Cârlig și pe partea asta pentru ancorarea bagajelor, pentru plase de cumpărături, priză de 12V, încă un buzunar aici de depozitare și ăsta se desface, nu, încă un buzunar și în zona asta. De asemenea, văd indicii pentru o compartimentare cu podea dublă pentru portbagaj, da? Poți să ai și o podea dublă, se pare, pentru această mașină, dar configurația pe care o am eu aici nu beneficiază de așa ceva. Pentru închiderea portbagajului ai această cordelină textilă de care tragi, după care cu încredere și nădejde împingi haionul. Nu se trântește, se aude chiar foarte frumos, hai să mă încercăm o dată. Da? Deci un sunet la închidere foarte plăcut. Hai să vedem și compartimentul motor, ce se află sub capotă. Puteți să vedeți că pârghia de care trebuie să tragi, în momentul în care ușa este închisă, da, se acoperă. Zona asta a feței de ușă acoperă pârghia asta, astfel că nu poți să deschizi capota în mers, spre exemplu. Ceea ce sigur că nu e nici înțelept să faci.
Compartimentul motor ascunde motorul de 1 litru EcoBoost, în acest caz pentru mașina pe care o conduc eu. Putem să observăm că nu avem amortizoare pentru capotă, pentru sprijinirea ei, ci această tijă. Antifonare și pentru capotă, chiar dacă mașina are valențe mai degrabă utilitare, cei de la Ford s-au gândit și ca antifonarea și confortul acustic în mașină să fie ok. N-am cum să nu remarc, baterie produsă de Rombat, parte din grupul Metair Group din Africa de Sud, dar Rombat este o companie românească. Așadar, bateria de pe mașină este fabricată în România, nu doar mașina e fabricată în România. Partea care vă va interesa cel mai tare, probabil de asta o să aveți nevoie, cel puțin că mașina e nouă, lichid de parbriz, în rest benzină și la treabă. Pentru acces în spate, folosind ușile glisante, cam așa se deschide și practic mânerul se ridică de partea asta, nu de partea asta, da? După care tragi ușor de ușă, glisează foarte frumos. Cam așa arată spațiul pentru pasageri. Ambele scaunele din față sunt reglate pentru mine, care am 1,74 metri înălțime, așa că rămâne un spațiu pentru genunchi destul de generos. Am loc la tălpi ca să pot să introduc tălpile sub scaunul din față, dar văd că cei de la Ford au pus aici kitul legislativ, deci poate fi folosit și ca spațiu de depozitare, să spun așa, locul ăsta de sub scaunele din față. Rămâne suficient loc pentru tălpi, rămâne suficient loc la genunchi și, de asemenea, designul la interior e destul de drăguț, destul de reușit. E o mică cotieră aici, e cam îngustă, nu e chiar foarte practică, dar e ok, inclusiv cu comandă pentru geamul electric. Nu pot să-l acționez acum pentru că nu e contactul pus și maneta de deschidere a portierei visante din spate. Deci locul la picioare este bun. Hai să vedem cum închid ușa asta. Și n-am închis-o bine, mai trebuie o dată. Nu trebuie să-ți fie frică să trântești o portiere de genul ăsta, nu se întâmplă nimic. Asta e cotiera, decentă, mi-aș plăcut să fie puțin mai lată, dar sigur că e o problemă în momentul în care glisează ușa pe lângă mașină. Nu ai cum să faci prea lată cotiera asta pentru că nu e loc, pur și simplu, sau e prea complicat de făcut. Un mic spațiu de depozitare, un mic buzunar aici pentru portofel, telefon și cam atât, dar per total ambianța inclusiv aici în spate este ok. Întotdeauna la coborâre, da, atenție să nu călcați pe acest element de susținere al ușii spate. Este și marcat, da? Să nu calci pe el, deci atenție, cei care aveți copii sau pur și simplu nu încercați să faceți asta pentru că veți strica mecanismul de închidere al ușii. Ea are, ca orice mașină cu uși de tipul ăsta, uși glisante, are un mecanism care o blochează la capăt de cursă, deci din poziția asta e destul de greu să o scoți, iar dacă nu ajungi la capăt de cursă să o împingi, ea va reveni ușor la loc și se închide la prima treaptă. Dar atunci, la deschidere, dacă o împingi până la capăt, ea se va bloca, să zic așa, va putea sta foarte ușor în poziția asta deschisă. Hai să vedem în față accesul. E un acces foarte bun, mai ales pe verticală, sus-jos, însă portiera față nu se deschide foarte mult, după cum vedeți și voi, rămâne la un oarecare unghi așa. Dar e ok, un acces foarte bun per total în vehicul. Și cam așa ne întâmpină mașina la pornire. Ia să pornești motorul. Butonul de start e aici. Ambreiajul călcat. Da, așa pornește 1.0 EcoBoost. Pornește foarte repede și sistemul Sync. Sync 4. S-a ajuns la generația 4-a pentru Sync, iar cam așa se prezintă instrumentarul de bord. Pe partea asta, pe dreapta, sunt informațiile despre trip computer, iar în principiu ce e pe centru e ce te interesează în timpul condusului, viteza și sistemele de asistență,
care îți arată dacă ești prea aproape de mașina din față, când ai o mașină în față, da, se vede aici o mașinuță, și de asemenea asistentul de bandă se vede când intervine, caz în care funcționează, dacă nu poți să, dacă nu-l vrei sau dacă ți se pare că te încurcă în anumite situații, poți să-l dezactivezi de aici. Apeși o dată pentru a intra în meniul de Lane Keeping Assist, da? Apăsare o dată și încă o dată pentru a-l dezactiva. Mă bucur foarte tare că cei de la Ford au pus sistemul ăsta de dezactivare foarte la îndemână aici pe volan. Comenzile de pe portiera stângă de la șofer sunt frumos organizate. Văd că geamuri cu impuls sunt pe față, deci am o treaptă și încă una. Ambele butoane au impuls pentru deschidere pe față, dar pe spate nu. Și hai să vedem și cum se deschid geamurile din spate. Ok, coboară de tot în portieră. Da, fără impuls, dar practic sistemul de deschidere. De aici poți să blochezi utilizarea geamurilor din spate de către pasagerii din spate, asta dacă ai copii, de exemplu, și nu vrei să le deschidă când vor ei, cum vor ei. De aici poți să pliezi oglinzile la cerere. Desigur, ele se pliază și când încui mașina, de exemplu. Și de aici poți să selectezi ce oglindă vrei să reglezi. Butonul are și o poziție neutră. Încuiat, descuiat, închidere centralizată. Mai departe sunt comenzile pentru lumini, blocul de comenzi pentru lumini. Așa sunt farurile în poziție auto, așa sunt tot timpul pornite, poziție sau oprit, totul oprit. Pentru reglarea înălțimii farurilor, apeși pe butonul ăsta din centru, iese și răsucești de el ca să setezi poziția. 0, 1, 2, 3, 4. Acum este pe 0. Ai aici un mic punct indicator care îți arată că asta este poziția selectată, să spun așa. O să le las pe auto. De fapt, le las pe fază scurtă ca să poți să aprind și farurile de ceață, stopuri de ceață, iar de aici poți să reglezi intensitatea luminii, se poate vedea pe bord, intensitatea luminii instrumentarului de bord. Văd că lucrează în tandem și cu sistemul multimedia. Deci toată luminozitatea din mașină în privința ecranelor se reglează de la butoanele astea. E posibil ca pentru tableta multimedia să fie și separat, o să vedem imediat. Maneta pentru semnalizare, foarte finuț lucrează, foarte ok. Flash-uri, fază lungă, încă o dată, iarăși treci pe fază scurtă. Pe mâna stângă, comenzile pentru cruise control și în partea inferioară, acestui element cromat sunt comenzile pentru volum. Practic, în cazul volanului, tot ce se află sub linia asta, sub demarcația asta cromată, se referă la multimedia, piesa următoare, piesa anterioară, da? Și aici volum, comenzi vocale, mai e și buton de apel aici. Partea superioară se referă la controlul mașinii. Pe partea asta ai cruise control și buton separat pentru sistemul de lane assist. Da? Și aici ai navigarea prin meniu. Meniu care mi se pare foarte bine făcut și ușor de navigat prin el. Da. Cam asta e ce... Telefonul e conectat acum, de-aia apare așa cu gri, navigație, setări. Să vedem la setări ce pot să mai am, display, ok, ia să vedem, classic view sau round speedometer gauge, ia să vedem asta cum arată, back, iată, am și o variantă ca să-mi afișeze și instrumentarul de bord într-o variantă ceva mai clasică. Dar turometrul rămâne în continuare digital, asta de aici, de pe partea asta. Adică, mă rog, digital e totul, dar ca grafică digitală, așa să zic, inspirație mai nouă. Oricum, ideea e că ăsta este butonul pentru
meniu de unde poți să accesezi toate aceste setări. Dacă mă uit pe Trip Computer 1 și 2, da, pot să aleg inclusiv ce anume să includă acest Trip Computer, să aibă sau să n-aibă anumite informații, dar văd că nu pot să selectez consumul instant, nu știu de ce. Ia să vedem Trip Computer 1, Configure View, da, e la fel. O grafică foarte modernă și un sistem care pare ușor de configurat la prima vedere. Denotat că ecran este până aici la banda neagră, nu știu cât se vede pe video, deci până aici este ecranul și în partea stradală la fel, până aici în zona asta. Iar benzile astea de pe lateral sunt de fapt sunt un fel de ecran fals, să spun așa, indică doar cu ceva tehnologie de retroiluminare, ceva LED, nivelul carburantului și pe partea cealaltă cât de încălzit este motorul, temperatura de funcționare a motorului. O găselniță interesantă este această zonă pentru fixarea unui suport de telefon. De asta au făcut locul ăsta aici. Practic această lamelă ține locul unei lamele de tipul ăsta, unde oamenii de regulă își inserează un suport de telefon, să nu-l mai pui aici, în primul rând că e prea jos și pentru că poate să pice sistemul ăsta, să se strice sau chiar să coboare. Tu dacă vrei ventilația în sus, un suport de telefon e posibil să-ți ploștească grilele astea, așa că cei de la Ford au creat acest sistem de prindere a unui dispozitiv aici. Tableta multimedia Async 4, care, ia să vedem cum răspunde la comenzi. Ah, deci ăsta e home de fapt. Audio, home, navigație. Da? Răspunde foarte, foarte ok la comenzi aparent. Aplicații, mașina are Apple CarPlay, Android Auto. Setări, două pagini de setări cu sistemele disponibile și partea de asistență de condus, unde cel mai probabil veți vrea să vă configurați niște lucruri, dar care, foarte important, are un shortcut și aici. Deci partea de asistență poate fi accesată și de aici, nu numai de aici, de la features și la driver assistance. Cei de la Ford s-au gândit să cumva să facă mai accesibilă utilizarea tabletei, să fie mai ușor de folosit în timpul condusului și pentru anumite funcții ai aceste butoane shortcut. Ia să vedem ce face butonul ăsta. Asta e de pornit-oprit. Dacă nu vrei nimic pe sistem, îți arată ora și data și cam asta e tot. Butonul de power, vi l-am arătat mai devreme. Buton de volum și pornit sau oprit, sistemul audio, deci nu tableta multimedia, ci doar muzica, de asta ai și butonul ăsta de power și butonul ăsta de power, ăsta îți oprește doar muzica, ăsta oprește practic toată tableta. Ai și ceva meniu de parcare, ia să vedem, aha, îți găsește parcările din zonă pe care le are mașina stocată în navigație. Super util, n-am mai văzut chestia asta până acum la alte mașini. Dezaburire pentru lunetă, dezaburire pentru parbriz și aici ai meniul de climatizare, un shortcut care te duce către meniul de climatizare. Poți să oprești climatizarea, cred, da. Auto pe 3 niveluri, da? Cât de tare să sufle, de regulă eu țin pe prima treaptă, auto, totul auto, dar pe nivelul de intensitate cel mai mic. Și avem și parbriz încălzit cu rezistență, cu activare din meniul de climatizare, nu se poate activa din altă parte. Bun, cam astea sunt așa principalele trăsături și principalele funcții ale tabletei. Mai jos buton de avarii, buton fizic,
care văd că nu pulsează și el, deci nu are un LED ceva care să pulseze, ai doar confirmarea pe instrumentarul de bord al șoferului. Gurile de ventilație, tot se acționează frumos, așa, finuț, adică nu e nimic lăsat la voia întâmplării și să sugereze ceva material ieftin sau mai știu eu ce. Interesant și finisajul ăsta, care e un plastic dur, dar e plăcut la atingere și pentru care textura asta mă duce cu gândul la un deck, da, de la terasă, să spun așa. Oricum, un aspect interesant. Mai jos, tăviță pentru poziționarea telefonului, poți să-l și încarci, are încărcare prin inducție. Aici, confirmarea faptului că pasagerul are airbag-ul pornit. Când îl oprești, ai confirmare pe partea asta. Mufe USB-C și USB-A, deci ai două tipuri de mufe. Asta e o bucățică de plastic pe care am găsit-o prin mașină, nu știu exact de unde e, o fi căzut de pe la ceva. E un ornament, clar, un capac de la ceva, dar nu am găsit de unde e. Selectorul transmisiei, la fel ca la celelalte modele Ford, a întâia, a doua, 3, 4, 5, 6 și pentru marș arier ridici de inelul ăsta și te duci cât mai aproape de tine, de genunchiul drept al tău. Practic e poziția treptei întâi cumva, dar în momentul în care ridici inelul, te duci în marș arier. Deja astăzi niște lucruri banale pentru cine a mai condus mașină manuală, dar pe măsură ce ne îndreptăm către automate, simt nevoia să o explic mai mult. Aici mai e un spațiu de depozitare, destul de util, se lasă aici telefon, agenda, pix, ceva de genul ăsta. Torpedoul arată cam așa. Și văd că ai și o pâlnie aici pentru a putea să pui mai ușor lichid de parbriz, cred, sau combustibil în caz de pană, dacă e nevoie. Și pentru că mulți folosiți spațiul ăsta deasupra capului șoferului, e bine să știți că el există și e destul de lat. Da? Două palme și ceva chiar, iar parasolarele sunt, cam asta văd eu din postul de condus, parasolarele sunt foarte mari și dacă e nevoie îți lasă un câmp foarte îngust să vezi drumul. Desigur că poți să reglezi chestia asta, dar uneori ai nevoie să vezi doar la distanță, nu să vezi și cerul și atunci e bine de reținut că parasolarele astea sunt destul de mari și poți să le și muți. Pe lateral, la fel, poziția lor este suficient de bună cât să nu-ți blocheze accesul în oglindă, dar totuși să blocheze soarele lateral bine. Și pe aici se poate observa o grilă din asta ca să vezi cam ce obiecte ai aici și să se și ventileze ok. Acești bumbi sunt pur și simplu pentru ca să nu se audă urât când ridici acest parasolar, da? El se ridică foarte frumos. Plafonieră cu bec cu incandescență clasic, buton de la care poți să oprești. Plafoniera să nu se mai aprindă, în poziția asta nu se mai aprinde când deschizi ușa. Dacă o lași pe 1, e aprinsă permanent, iar pe poziția din mijloc se aprinde în momentul în care deschizi ușa. Cam asta se întâmplă. Și desigur am și avertizare că motorul este pornit, să nu părăsesc mașina. Aici între scaune, încă niște spații de depozitare, aici încap foarte bine cheia mașinii, să vă arăt cum am buzunar. Da, deci asta e cheia și pot să o pun foarte ok aici, pentru asta ai făcut acest spațiu. Și desigur două suporturi de pahare, care nu sunt chiar foarte la îndemână având în vedere că sunt sub cotiera asta, dar per total accesul e bun către ele. Fiind mașină cu transmisie manuală, nu prea ai unde să pui în altă parte
suportul de pahare. Cotiera este reglabilă pe înălțime, deci o ridici de tot, se și aud, cred, acele trepte. Dacă o lași de tot, asta e cea mai joasă poziție și după aia o iei treaptă cu treaptă cât de sus vrei să fie ridicată. Da? Și e suficient de bună pentru șofer, mai puțin pentru pasager, pentru că el nu are o cotiera lui, dar poate să o folosească pe asta. Pentru o mașină de segment inferior, ca dimensiuni și ca echipări, mi se pare super ok. Și mai este și aici încă un spațiu de depozitare unde poți să pui, de exemplu, ochelari de soare, da? Sau poate un telefon sau portofel, sau cam asta e dimensiunea. Niște elemente de atenție la detalii, cum ar fi, de exemplu, faptul că brida asta de la centura de siguranță are material textil, să nu sornăie, să nu se lovească de sticle și să facă zgomot, da? Lucru valabil și la șofer? Nu, doar aici, la pasager, pentru că riscul să țăcăne asta când ai o sticlă mai înaltă este destul de mare și atunci au pus acest material. La șofer nu mai e cazul, că atunci când ai centura cuplată nu va fi o problemă să lovească de acoperitoarea asta de la frâna de mână. Frâna de mână este clasică, cu manetă, cel puțin la această variantă de motorizare cu 1.0 EcoBoost și transmisie manuală. Foarte util de ținut minte și zona asta unde ții cotul este moale și plăcută la atingere, iar în rest materialele sunt tari, dar cu o textură, cu o granulație ok, care imită pielea așa un pic peste tot și pe bord și în partea inferioară a habitaclului. Nu este un plastic de cea mai bună calitate, dar este o soluție total acceptabilă pentru genul ăsta de vehicul. Văd că e și o priză de brichet aici. Să vedem mașina, ce mașină e. Este un Tourneo Courier Titanium Blue, da? Titanium Desert Island Blue, pardon. Deci asta e culoarea, aceasta albastră, așa se numește ea. Puteți să vedeți aici câteva opțiuni pe care le are mașina asta. O mică ciudățenie, observ în colțul ăsta aici, ai acel element de plastic de pe afară, care în interior se vede un pic ciudat, dar nu mi se pare deranjant pentru că nu îl ai în câmpul vizual. De regulă, cel mai mult o să vezi ceva de genul ăsta, da? Și când te asiguri și așa, n-ajungi până aici atât de mult să te deranjeze. Deci ai foarte mult de lucru cu oglinzile, cu parbrizul și cam asta e tot. Inclusiv pe partea șoferului e aceeași chestie de design, dar nu văd o problemă cu asta. Și hai să vedem pe afară de ce e așa, la ce s-au gândit, care e soluția. Da? Deci colțul ăsta din interior se vede mai ciudat decât se vede de afară. Și în oglindă se poate vedea sistemul de asistență pentru unghi mort. Deci mașina are toate sistemele întâlnite pe un autoturism în general și la nivel de siguranță se prezintă foarte bine. Cam așa se vede camera de marș arier la parcare. Liniile albe descriu traiectoria și mașina per total este ușor de parcat. Da? Liniile de ghidaj sunt dinamice, iar calitatea camerei este și ea bună. Așa cum se poate vedea și în oglinzi, mașina e dreaptă și atunci e foarte, foarte ușor să o înscrii, să o încadrezi. Și arată foarte bine și pe verde. Mașina beneficiază de discuri de frână pe roțile din față cu, văd, niște anvelope Goodyear 215-55R17, iar pe spate frânele sunt cu tambur. La condus, Fordul Tourneo Courier, varianta de pasageri așadar,
E o mașină plăcută și amintește de modelele cu care împarte platforma, adică cu Puma și cu Fiesta. Inclusiv schimbătorul de viteze e la fel sau oricum foarte similar, îmi amintește de Puma manuală. Și modul în care se simte mașina per total, adică are mai multe trăsături de autoturism decât de utilitară din punctul meu de vedere, inclusiv poziția în scaun, inclusiv calitatea volanului, cel puțin pe varianta aceasta titanium pe care o am eu aici. Așa ca prețuri, fix mașina în care mă aflu costă cam 27.000 de euro. Am făcut configurația pe site-ul Ford România ca să văd cam cât costă exact ce conduc. Iar așa ca plaje de prețuri, acum înainte să apară varianta electrică, prețurile pleacă de pe la vreo 23.000 de euro. Vorbesc aici de prețuri de listă, sigur că pot suferi modificări față de momentul vorbirii. Na, prețul mereu e ceva foarte volatil pe durata vieții unui automobil, dar de pe acolo pornim, de pe la vreo 23 și până pe la vreo 27-28.000 de euro variantele mai scumpe. Oricum ar fi o mașină care rămâne sub 30.000 de euro, nu că ar fi bani puțini, dar cam asta este categoria ei și mă bucur că în România se produce o astfel de mașină, pentru că după succesul cu Puma, da, indubitabil Puma este un model de succes, vânzările spun asta, producția arată chestia asta, oamenii din fabrică care produc acest model sunt încântați și mulțumiți, e o mașină care se vede pe străzile din Europa. Deci după succesul Puma vine o mașină mai degrabă utilitară, gândită pentru antreprenori și pentru afaceri. Vine o mașină care și ea are un potențial foarte mare de a face volum, dar totuși într-o piață mai mică. Acesta este cam cel mai rugos asfalt, cam așa se aude, cel mai rugos asfalt pe care l-am găsit pe aici în toată bucla asta de test drive din Sitges, de lângă Barcelona. Și nu mi se pare un ecou atât de mare precum mă așteptam, fiind o mașină, chiar dacă e o variantă de pasageri, dar totuși să nu uităm că e o mașină derivată dintr-o utilitară. E bine antifonată mașina și nu sunt vibrații sau zornăieli suspecte prin habitaclu, chiar dacă asfaltul cum e pe aici, da, nu e chiar prietenos. E un ușor duduit așa, înfundat, dar nimic care să trădeze o proastă calitate sau ceva îndoielnic. Un capitol la care Ford a excelat întotdeauna, partea de interacțiune a șoferului cu mașina. Cum se simte volanul, cum se simte selectorul transmisiei, toate lucrurile astea sunt exact cum te aștepți să fie pe un Ford. Oricine a mai condus un alt model de la Ford, fie că vorbim de autoturisme, fie că vorbim de utilitare, știe ce zic, este genul de mașină care interacționează bine cu șoferul. Are un sistem de direcție care te antrenează așa la condus, chiar și la viteze mici, în ambuteiaje. E o plăcere să-mi scrii mașina pe străduțe, în locuri de parcare, adică e genul de mașină care nu, cu siguranță nu e o povară la condus, este mai degrabă în zona cealaltă, e plăcută. Ce mă așteptam să găsesc la mașina asta pe partea de sisteme de asistență, găsesc, fie că sunt standard, fie că sunt opționale, dar e o mașină la zi din perspectiva sistemelor de asistență și un lucru care îmi place destul de mult, faptul că există un buton direct, un shortcut pentru a dezactiva asistentul pentru bandă. Pentru că și în Spania, la fel ca și în România și în foarte multe alte țări, asistentul ăsta pentru bandă uneori mai mult încurcă decât ajută, e foarte util pe autostradă și pe drumurile clar marcate, însă unde sunt lucrări sau unde s-a schimbat marcajul și mașina poate vede două linii în loc de una și mai știu eu ce, acolo nu vrei sistemul ăsta în viața ta și să interacționeze cu tine ca șofer. Deci de super apreciat faptul că există un buton, un shortcut aici. Inițial m-am panicat pentru că am căutat să dezactivez lane assist-ul din meniul tabletei multimedia și nu e acolo, e de fapt pe volan.
N-am mai condus de mult un automobil, un autovehicul cu transmisie manuală. Abia acum am dat seama când m-am urcat în mașina asta că n-am mai condus de mult o manuală, dar este exact așa cum știu că se conduce orice alt Ford. Fie că vorbim de Puma, de Fiesta, mașini care au la bază în principiu cam același pachet tehnologic precum acest turneo curier. Un aspect la care mașinile de clasă mică în general sau mașinile mai mici suferă este partea asta legată de ergonomia postului de condus, în sensul că fie poate lipsește cotiera, fie nu sunt la aceeași înălțime, cotiera stângă cu cea dreaptă și stai așa mai șui în mașină, fie distanța de la volan până la schimbător e prea mare. Aici nu am senzația asta cu nimic, mi se pare un post de condus bine făcut și iarăși un aspect la care uneori mai suferă mașinile astea mai mici și mai ieftine sau mai accesibile, oricât de mult s-au dus ele în sus ca preț, tot mai sunt niște neajunsuri legate de ergonomia scaunului, de exemplu. Nici aici nu simt o problemă, pentru că scaunul e potrivit pentru mine, am 1,74 înălțime, 80 de kilograme pe acolo, deci o dimensiune oarecum medie, să spun așa, pentru un om și exact pentru oameni ca mine pare să fie făcută mașina asta. Cu siguranță dacă ești mai înalt, distanța până la plafon nu e o problemă, e o mașină cu un acoperiș, cu un plafon foarte înalt, deci întind mâna la maximum și abia atunci ajung la plafon. O mașină spațioasă la cap, o mașină spațioasă și în lateral, în niciun caz nu simt că mă strânge sau ceva. Per total pare o mașină bine gândită pentru muncă și pentru călătorit în cazul în care optez pentru varianta asta de pasageri. Ia să vedem cum trece un alt turneo pe lângă noi, Bogdan Alecu de la Ziarul Financiar, cu frumoasa lui mașină Turneo Connect, Turneo Curier verde, cum se cheamă verdele ăsta? Verdele ăla frumos, care amintește de Land Rover. Probabil că varianta pe care o conduc acum, adică 1 litru benzină turbo manual, transmisie cu 6 trepte, va fi una dintre variantele cele mai bine vândute. Recomandarea mea ar fi să mergeți pe automată, mai ales dacă luați mașina asta nu neapărat pentru muncă, ci ca mașină de familie, deci alegeți varianta de pasageri. Chiar și ca variantă de lucru e absolut ok automata, pentru că mai reduce din stresul pe care îl are șoferul. Îi permite să se concentreze mai mult pe alte lucruri mai importante, nu neapărat pe schimbat trepte. Deci, per total, automata se va simți mai bine ca mașină, ca vehicul, dar întotdeauna varianta de transmisie manuală de la Ford a fost o idee bună față de alte mărci, pentru că la Ford măcar alocă acest timp și bugetul necesar pentru a face o transmisie manuală să se simtă bine, să se simtă plăcută la condus. Am intrat pe bucățică de drum cu regim mai mare de viteză, 90 de km pe oră și ușor virajat. Urcă frumos în ture motorul și prezența sa în habitaclu ca zgomot rămâne destul de redusă. Treapta a treia era mai devreme, acum a patra. Are și putere, cum te aștepți de la un motor de 125 de cai, deci nu e ceva fantastic, nu e rachetă, dar merge bine. Iar ca motorizare așa, e bine să știți că pe lângă faptul că există benzină, 1.0 turbo, un motor destul de apreciat și de premiat, atenție mare la mentenanța în timp cu soluția asta cu curea scăldată în ulei, știu că sunt niște probleme pe subiectul ăsta, dar cu atenție la mentenanță, nu, e un motor care duce efectiv, chiar e un motor ok. Și desigur mai există varianta motorului diesel, deci pentru cine vrea în continuare diesel, există diesel 1.5, diesel EcoBlue,
pe gama curier și pe varianta de pasageri și pe cea de marfă. Și motorizare electrică în curând, cândva în 2024, probabil mai în a doua parte a anului o să apară și varianta electrică, care pentru distanțe mai mici și pentru firmele care au activitate urbană, cred că va fi foarte potrivită. O să vedem la vremea aia cum se comportă și electricul. Deocamdată mă rezum la varianta asta 1.0 benzină manuală pe care o conduc. O mașină absolut ok, deci cine caută genul ăsta de vehicul nu o să fie dezamăgit de acest Ford Courier. Pe măsură ce crește viteza de deplasare, mașina se simte și mai bine pe drum. La viteze foarte reduse, adică până în 30 de km pe oră, am senzația că suspensia e un pic mai neașezată, așa, parcă duce lipsa de greutate, să zic, mai ales că sunt doar eu, mașină și un coleg în dreapta, Sebastian. Treaba e că la viteze mici și cu mașina la încărcare foarte redusă, suspensia s-ar putea să vi se pară ușor neașezată, așa, ușor săltăreață, ușor țopăitoare, dar nu la modul ăla foarte neplăcut. Pur și simplu e o mică remarcă pe care am descoperit-o, am observat-o la viteze de oraș, însă pe măsură ce treci de 50-60 de km pe oră, mașina se transformă așa, ușor, ușor, și devine mult mai așezată și mai fluidă și mai bine plantată pe drum. Asta e ce pot să observ. Urcă frumos în ture motorul ăsta, 3000-4000 de ture, absolut ok. Frâna bine dozată, pedala de frână cu un control precis, așa, adică cursa frânei este destul de scurtă, pedala este destul de sus, nu se afundă sau ceva. Un control foarte bun pe sistemul de frânare. Într-un regim din ăsta mixt așa de utilizare, adică un pic de oraș, dar liber, deci chiar liber pe aici, și extraurban, consumul pe care l-a obținut colegul meu, Sebastian Toma, a fost 6,2 litri la 100 de kilometri, iar eu am acum 6,9. Pe bucata asta o să tot scadă, că o să cobor acum. Și am mers oricum cu mai puțină atenție la consum decât Sebastian, dar per total pare genul de mașină care va consuma între 6 și 7 litri la 100 de kilometri de benzină într-un regim ușor de exploatare, deci nu cu încărcătură prea mare și nu cu situații de din asta stil aglomerație sau ambuteiaj sau prea mult oraș. Cumva cam cum e normal să consume un motor de 1 litru benzină 125 de cai. Un nivel de vibrații redus perceput în mașină, mai ales în momentul în care turația a ajuns pe la vreo 2000-2500 de rotații pe minut și nu ești în sarcină pe accelerare puternică. Motorul aproape că zici că e electrică mașina, nu se simte mai nimic în ea, dar când accelerezi, dau a treia, da, se aude și se simte acest ronțăit așa de motor cu 3 cilindri, care, na, într-o oarecare măsură e plăcut, adică pentru fanii combustiei, ăsta nu e un sunet urât sau neplăcut, da? N-am prea apucat să-i dau a 5-a sau a 6-a, acum am ajuns la 100 de km pe oră și simt că e un prilej bun ca să ajung și prin treapta a 6-a, dar doar pe o bucată foarte scurtă, pentru că urmează schimbarea de direcție. Treaba e că în orice treaptă vrei să te duci cu selectorul transmisiei, aceasta este foarte ușor de nimerit și selectorul rămâne plăcut de acționat indiferent ce faci. La schimbările astea de direcție așa și de la sensuri giratorii, observ și cât de discret, nu mi-am dat seama dacă se aude pe microfonul meu, cât de discret se aude sunetul de la semnalizare. Vă arăt imediat. Iată. Foarte, foarte plăcut, vocea navigației
în engleză nimerită, cred că are și română, dar n-am avut timp să stau să butonez atât de mult prin sistemul multimedia încă. Hai să vedem și o intrare pe autostradă, creșterea vitezei, 80 de km pe oră, 90, 100, treapta a treia, da? În continuare, 5.000 de rotații pe minut, 120, a patra, foarte, foarte ok. Mașina dezvoltă frumos viteză, rămâne în continuare silențioasă, motorul are rânțăitul lui specific de 3 cilindri și, per total, experiența de condus e destul de antrenantă și de agreabilă, mai ales când pui toate astea în context. Cam atât despre Ford Tourneo Courier din partea mea, echiparea Titanium. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest clip până la final și n-aș vrea totuși să închei înainte să le mulțumesc oamenilor de la Ford Otosan Craiova care muncesc să facă aceste mașini. Fie că este vorba de simpli operatori sau de team leaderi, este clar că în acest produs s-a pus multă muncă și din partea echipei din România și din partea echipei din Turcia, dar și din partea echipei Ford Europa. Așadar, este un efort din partea mai multor nații ca să facă mașina asta, efort pe care eu îl aplaud pentru că chiar a ieșit un produs foarte, foarte ok. Mulțumesc pentru vizionare, la revedere!